Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare, citesc câteva versete din cartea Genesa, capitolul 42, începând cu versetul 7. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Era o întâlnire de familie. După mai mulți ani, s-au întâlnit frații. Și au vrut să știe câte ceva unul despre celălalt. Prima dată am venit în Australia, acum 7 ani. Am fost și la dumneavoastră la adunare. Atunci am fost supărat că erau foarte puțini la adunare. Și mi-aduc aminte că 2 săptămâni la rând, în 2 joi, am predicat, aveam eu un studiu prezență la adunare. În prima săptămână am vorbit capitolul 1 și 2 și în a doua săptămână am vorbit capitolul 3 și 4. Acum mă bucur că sunteți mai mulți. Am o curiozitate, dar nu mi-o iau stâmpărau eu în seara asta. Nu știu câți membri sunt în adunarea de Filadelfia, nu știu, nu l-am întrebat. Încă n-am apucat a vorbi cu Aicloie, știți? Și nu știu câți din dumneavoastră sunteți de la Filadelfia. Că dacă v-aș pune să ridicați mâna pe cei din Filadelfia, cred că ea ar m-a supărat. Dar nu vreau să mă supăr. Ne-am întâlnit după 7 ani acum, suntem frați și aș vrea să facem din nou prezentările. Să-mi spuneți ceva despre dumneavoastră, ce mai faceți, vă spunem din noi ce mai facem, să ne prezentăm. Și Iosif era curios, întreba, mă, dar voi cine sunteți? Și eu veniți, domnule, noi suntem oameni de treabă. Acum, îmi dați voie să vă întreb, dumneavoastră sunteți oameni de treabă? Amin, spune fratele Cornel. Eu așa aș vrea să vă percep, așa aș vrea să cred despre voi că sunteți oameni de treabă. Știți, am observat eu un lucru. În modul nostru de a ne prezenta, există câteva tendințe. Nu spun că-s păcătoasă, spun numai că-s firești. Există tendința de cosmetizare. Adică am vrea să arătăm puțin mai frumoși decât suntem, mai buni decât suntem în realitate. Prima dată când am venit în Australia, un frate m-a auzit predicând pe internet. O mai vorbit cu niște frați, v-a spus, măi, hai să-l aducem pe omul ăsta în Australia, mie îmi place cum predică. Dar ceilalți nu m-au auzit, s-au dus pe internet, mi-au povestit frață. Și-au dat acolo, păstor, croitor, dragul și-o bătut, hai să-l vedem și noi cum arată. Și le-au apărut păstor, croitor, Dragoș, la mine în sat mai este unul păstor, croitor, Dragoș, păstor la baptiști. Le-au apărut un bărbat cu o barbă mare, așa, și ăia mi-au povestit mai târziu. Ăia când s-au uitat, că noi avem bărboși din stuimă în Australia, nu ne mai trebuie, nu-l chemăm. Și mi-a dat telefon acasă să mă întreb dacă am barbă. Frate, tu ai barbă? Măi, nu am. Ei bine, nu ne cunoșteam și voiam să ne cunoaștem. Există o tendință de cosmetizare, așa. Dacă cineva din voi nu m-ar fi cunoscut și m-ar fi întrebat, măi, frate Dragoș, la telefon, tu cum arăți? Eu spuneam că sunt un bărbat prezentabil, îs înăltuț, slăbuț. Nu, că sunt mai mici ca mine, am văzut eu, față de ceea eu sunt înalt. Și sunt mai grași ca mine, față de aia eu sunt slăbuț. Și nu greșeam în prezentare, nu? Dumneavoastră, cine sunteți? Cum arătați, de fapt, în viața de pocăință? S-a întâmplat odată o nenorocire. O venit la un om, la un bărbat foarte aspru. Cineva și-a spus, măi, nora ta o păcătuit, o curvit. Și nu numai că o curvit, o rămas însărcinată. Și omul ăsta când o auzit așa să o mânie de tare, o trimis niște oameni, o zic, aduceți încoace, aduceți la mine și o ardem. Îi arătăm noi ei, o dăm pe foc.
Și s-au dus oamenii la fata asta însărcinată și fata a spus: măi, oameni buni, dar eu n-am curvit singur, eu am curvit cu un bărbat. Uite, acui lanțul, toiagul și inelul, cu ăla am păcătuit eu. Și ăștia se duc înapoi la Iuda și spune: uite, ne-au trimis astea ca să spunem că ăsta e vinovatul. Și Iuda pune mâinile în cap: o, eu sunt mai vinovat decât dânsa. Spun și eu ca fratele Octav, predic din Biblie, da? El era justițiarul, el era sfântul, era neprihănitul. El ardea pe cei ce păcătuiau, dar de fapt el cu dânsul păcătuise. Și atunci a spus: măi, nu-s așa de pocăit, stai un pic. E tendința asta de cosmetizare. O femeie avea copilul bolnav într-o familie, era copilul așa de bolnav, nu știa când moare, cât trăiește. Dar credea în prorocie și era bun. Și spune bărbatul la nevastă: măi, du-te la proroc și întreabă ce va fi copilul ăsta, e omul Dumnezeu. Prorocul era bătrân, nu mai vedea, dar îi spune bărbatul: măi, schimbă-ți hainele, aranjează-te un pic, că ți duci la rugăciune. Și Biblia spune că pe când nevasta lui Ieroboam era la poartă, bătrânul Ahia a strigat: intră nevasta lui Ieroboam, pentru ce te dai drept alta? Oare avem și noi tendința să ne dăm drept alții prin adunare? Părem mai evlavioși la amvon decât acasă? Vorbim mai frumos la amvon decât vorbim acasă? Nu-i bun. Nu spun că e o tendință păcătoasă, dar firească este. Deci acum aș vrea să ne cunoaștem în seara asta. Eu vreau să aflu despre voi că sunteți oameni de treabă, dar hai să ne prezentăm așa cum suntem. Doamne ajută-ne, amin? Am mai găsit în modul nostru de prezentare o altă greșeală, am numit-o eu declarații în fals. Te pune cineva când te întreabă cine ești, mai dă o declarație. Îi întreabă pe ai noștri, pe guvernanți. Pe ai avere? Nu. Ai pușcărie? Nu. Ai facultăți făcute? Da. Ai cutare? Nu. Și la urmă îi prinde cu o declarat în fals. Știi, câteodată avem și noi tendința să facem declarații. Uite, scrie 1 Ioan capitolul 1, versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și adevărul nu este în noi. Adică unii zic: eu am părtășie cu Domnul, eu umblu cu Domnul, eu mă bucur în Domnul, dar el spune minciuni. Eu atâta m-am gândit, de ce ar zice unii din adunare, unii păstori, predicatori, proroci, unii ascultători, frați, de ce ar zice că au părtășie și ei de fapt să n-aibă părtășie? A, dă mai bine la popor, băi, om, frate, ce lucrări am, frate, ce mă cercetează Domnul noaptea când mă rog. Ei, nu mă trezesc, nu mă rog. Așa, numai pentru campanie electorală asta. Și astea sunt declarații în fals. Părtășia depinde de umblarea cu El, nu de ce spunem noi. Dacă zicem că avem părtășie, dar umblăm în întuneric. Umblarea în lumină sau umblarea în întuneric ne asigură părtășia cu El. Înțelegeți astea? Iar unii au spus: eu că nici nu știu ce e părtășie. Noi de multe ori avem tendința să exploatăm sentimentele umane. Exploatăm. Noi suntem foarte sentimentali. Și avem câte o predică din aia așa ca să dea bine la adunare, să strânim lacrimi, băi, ce frumos a fost la adunare. Eu am avut odată un coleg de servici rău. Și rău a murit, bețiv. Dar vine într-o luni dimineața la mine și spune: băi, frătucule, știi unde am fost eu ieri? Unde ai fost, măi, nenea Jean? Și că am fost la voi la pocăiți. Dar cu ce ocazie? O avut nuntă, o nepoată de-a mea și m-a chemat și am vrut să mă duc la voi. Măi, nenea Jean, și ți-a plăcut? Și băi, mi-a plăcut, aveți niște fete frumoase? El spunea așa: băi, dar era acolo unul în față să năcăjea să facă oamenii să plângă, dar nu prea putea. Zic că nu prea le avea, voia el să-i facă pe ceilalți să plângă, dar nu reușea. Fraților, noi nu suntem puși aici nici să vă facem să plângeți, nici să vă facem să râdeți. Noi suntem puși ca să vestim cuvântul Evangheliei. Amin? Doamne ajută din asta. Unii exploatează sentimentele astea. Cercetarea, părtășia adevărată, știți care? Când coboară Duhul Sfânt în Duhul omului, da? Atunci se realizează părtășia. Exploatarea asta sentimentală nu dă rezultate pe moment.
că era în biserica de on, la Suceava, a venit un mare evanghelist, a predicat frumos, eu îl stimez pe omul ăsta. Dar sfârșitul predicii a fost cu o întâmplare din asta, așa, care stârnește lacrimi. O mamă era bolnavă, a chemat copiii și a venit o fetiță și mama a vorbit cu fetița. Uite, așa ne cheamă Domnul pe noi. Domnul ne cheamă ca o mamă. Și fetița a spus, mămică, dacă tu mori... Bă, și plângea stadionul, îmi plâng și eu. Și s-a dus unul la orgă și a început să cânte. Și a creat o atmosferă frumoasă. Și a spus, cine vrea să vină la Domnul când îl cheamă? Și a ieșit vreo 100. Și eu mă uitam, zic, băi, frumos asta. Poate am să fac și eu odată așa. Dar când am ieșit pe poarta stadionului, unul acela care îi plângea cu mâna în sus, s-a oprit la poartă, a oprins o țigară și a plecat. Și nu l-a mai văzut nimeni niciodată. Câteodată noi nu știm ce e părtășie. Noi credem, dacă plângem, am avut părtășie cu Domnul. Nu-i chiar. Am avut un coleg sportiv și a spus, băi, Dragoș, eu am jucat fotbal la viața mea. Când am ajuns în Anglia, pe stadionul din Wembley și am călcat pe gazonul ăla, îmi spunea, aici a jucat Keegan, a jucat. Eu nu-i știam, îmi spunea el tot. Și că, Domnul, așa se ridica părul. Îmi spun alții, când duci la un meci de fotbal și dă unul gol, 100.000 de oameni strigă, o să se ridică părul. Ce ai, părtășie cu Domnul? E părtășie cu Domnul? Manifestarea asta sentimentală e declarație în fals. Părtășia cu Domnul, știți când e, fraților? Când umblăm în lumină, când împlinim Scriptura, atunci avem părtășie. Amin? Vine cineva, o soră la mine, și îmi pune așa un videoclip pe telefon. Dragoș, uite aici. Uite că voi ăștia conservatori nu prea plângeți adunare. Uite aici părtășii. Era un grup de surori cu mâinile pe sus și așa plângeau. Și zic, uite mă ce părtășii au astea, măi. Eu mă uit, spun, n-au părtășii cu Domnul. Cum nu au? Păi nu, când 1 Timotei 2:9 spune, vreau dar ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și spială, nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu haine scumpe. Deci când calci Scriptura, degeaba ridici mâinile și plângi, că nu-i părtășie cu Domnul. E ceva sentimental, așa. Eu m-am uitat la el, e câte o soră care spune, eu nu mă îmbrac cuvincios. Dar știți, eu mă ocup de tineri în adunare, de copii. Dar asta nu compensează una cu alta. Eu nu mă îmbrac la adunare cu rușine și sfială, nu. Eu vin cu aur, vin împodobit, vin cu haine, dar ridic mâinile și am părtășie. Și Ioan spunea, dacă zicem că avem părtășie, dar umblăm în întuneric, mințim. Eu aș vrea ca noi să avem o adevărată părtășie, amin? Succesul, cheia părtășiei cu Domnul, nu e la nivel declarativ, ce spun eu. Nu, ci e la nivel de practică, în umblare, cum trăiesc eu. Când împlinesc Scriptura, atunci garantat am părtășie, amin? Ne prezentăm, vrem să știm ceva despre dumneavoastră. Ce mai faceți? Cum sunteți? Să nu aveți niciodată declarație în fals. Și am mai întâlnit o credulitate naivă. Unii sunt naivi. Și Iacob 1:26 spune, dacă crede cineva că e religios, ăsta chiar crede, domne, dar nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om e zadarnică. Versetul 27 spune, religiunea curată și neîntinată este să cercetezi pe văduvă și orfană în cazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. Așa să ne ajute Domnul, amin? Acum trecem la prezentări. V-am spus pericolul ăsta, tendința de cosmetizare, declarații în fals și credulitate naivă. Nu. Dar acum noi intrăm la realitate și vin frații lui Iosif și îi spun așa, noi suntem oameni de treabă. Eu m-am uitat la istoria lor, am spus, nu, pretenții nejustificate. Aveți voi pretenții, da? Dar nu se justifică, nu dovediți că sunteți oameni de treabă. Pentru că oamenii ăștia avusese păcate. Eu în seara asta sunt aici să vă spun că frații lui Iosif, când au venit cu capul în jos și au spus noi suntem oameni de treabă, chiar erau oameni de treabă. Când ei au spus că sunt oameni de treabă, eu cred că chiar erau oameni de treabă. Mai înainte nu au fost de treabă. Ce păcate aveau frații ăștia? Spune Scriptura, nu intrăm, o să citiți dumneavoastră acasă, că Iosif era preferatul lui Iacov.
se născuse din femeia pe care el o iubea foarte mult, avea un caracter frumos, îi păra pe frații lui cu vorbele lor alea urâte și avea ceva de la Dumnezeu, niște visuri. Și Biblia spune, din pricina aceasta, frații lui au început să-l pismuiască. Știți ce înseamnă pismă? Sinonimul actual, îi invidie. Acum eu mă uit la adunarea din Filadelfia și întreb, oare sunt surori și frați care au păcatul invidiei? Vă invidiați între voi? Și aveți spune, dar pentru ce? E, pentru orice. Ezechiel 31:9 spune, era un copac așa de frumos că toți îl invidiau, îl pismuiau pentru frumusețe. Eu am întâlnit fete care se invidiază cu una mai înaltă și mai slabă, sau mai blondă, sau mai nu știu cum. Și de la frumusețe. Acum, eu știu că pe mine nu mă invidiați nimeni. O spune fratele Octav că eu vreau să slăbesc, m-am îngrășat. Vinovat e familia la care stau, cred că. Așa. Apoi, de Isaac spune în Genesa că Domnul o binecuvânta cu turmi mari și din pricina aceasta filistenii îl pismuiau. Bă, la unul îi merge afacerea și ții nu. Unul și-o schimba mașina și unul nu. Și apare invidia asta. Ei, apare invidia și din lucrurile spirituale de aici, de la adunare. Pentru că invidia știi ce face? În Eclesiastul 4:4 spune că invidia, ce-am mai văzut, dacă se poate afișa versetul, ar fi foarte bun, că toată truda asta și toată iscusința în lucru sub soare își are temeiul în pisma unuia față de altul. Invidia stârnește o concurență firească. Ai tu firmă, am și eu. Câți angajați ai tu? Atâta, mai mult am eu. Ce haine, ce mașină ai tu? Îmi povestea un frate că e meseriaș, l-a chemat un frate, o dat jos acoperișul, să-i mai facă o mansardă și acoperișul. Și omul ăsta pocăit, o spus, frate, cum vrei să fac aici? Explic-mi, cum să fie? Și ăla s-a uitat, o spus, mai înaltă ca la vecinul. Singura dorință care o avea el, să fie un pic mai înaltă ca la vecinul. Știți că invidia asta, pisma, stârnește o concurență în lucrurile materiale? Dar asta nu e pocăință. Frații lui Iosif erau invidioși pe el, îl pismuiau. Dar asta nu e pocăință. Ce mai face invidia? Are tendința de eliminare a rivalilor. Marcu 15:10 întreabă Pilat, dar ce se fac cu împăratul vostru? Că știau că din pismă îl dăduse în mâinile lui. Mai predic unul un pic mai bine ca tine, las că avem noi grijă de el. E mai bun în organizare, e mai bun în cântare, e mai bun așa. Și în adunare se stârnește invidie, se stârnește pismă, știți? Și apoi invidia asta naște o dorință de întâietate. Și Pavel spune în Filipeni acolo 1:15, e drept că unii predică pe Hristos din pismă. Și îl vezi pe ăla invidios că iese la amvon. Ai predicat 30 de minute, eu predic 31, ca să arăt că știu și eu să predic. Și e o slujire prin fire născută din invidie față de el, față de el, față de el. Dar asta nu-i pocăință. Sunt așa aici la adunare, la Filadelfia? Nu sunt. Slavă Domnului! În Fapte 13:45 spune acolo că Pavel predica Evanghelia, dar noroadele pline de pismă, mai mari preoților, au început să-i băja curească. Au predicat el, dar nu știți cine e el în țară. O cântat el, dar cine? Și încep să îl defăimez numai din invidie. Și invidia e un păcat mare, fraților. Frații lui Iosif, la început n-au fost oameni de treabă, că tare au mai fost invidioși pe Iosif. Și ce bine că la Filadelfia, în Melbourne, nu sunt așa. Ce bine că nu sunt așa și nici nu fie, amin? Am mai văzut ceva la frații lui Iosif. Am văzut că erau toare vicleni. Un al doilea păcat era viclenia. Măi, vicleni între ei, că Rubin voia să-i dea drumul până la urmă, dar ei l-au ascuns de Rubin și când a venit Rubin, băiatul nu mai era în groapă. Vicleni între ei și vicleni cu tatăl lor. Că tatăl lor a auzit, măi, o luat o haină, muiet un sânge și o dus-o la tatăl. Am găsit haina asta în pustie. Și a început ea că o să plângă cu dureri, îmi voi cobori părul alb în locuința morților. Vai, Iosif, fiul meu, nu mai este. Și Biblia spune că fiii lui Iacob au venit să-l mângâie. Asta e culmea, nu?
De ce știu că l-a dat în groapă, că l-a vândut la Ismaelit, cu muiet haina în sânge? Dom'le, câtă șmecherie, vorba românească, în capul lor. Asta e viclenie. Vicleni între dânsul și vicleni cu tatăsul. Oare cum l-o fi mângâiat pe tatăsul? Lasă tata că trece, lasă tata, nu mai plânge. Ce i-or fi spus când ăla murea de dorul lui Iosif și ăștia viclenii îl mângâiau? Că viclenia, eu m-am întrebat și spune Pavel în Tesaloniceni 4:6, întâia Tesaloniceni, niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, că Domnul pedepsește aceste lucruri. Eu mă uit la adunarea Domnului Păreț așa de sinceri, nu ne cunoaștem după 7, nici atunci nu m-am cunoscut bine, dar eu mă întreb așa, oare să fie între voi vicleni? Nu cred că. Să fie între voi oameni care se poartă cu vicleșug și cu nedreptate cu fraților? Oare să fie? Să nu mai spunem că suntem de treabă, dacă avem păcatele astea. Pentru că viclenia are un profit material, unde pute sau să țipe că Iacu s-a speriat și a spus în cartea Geneza 26 acolo, că a venit fratele tău cu vicleșug, măi, s-a furat binecuvântarea. Mult vicleșug am văzut printre frați. În lucrurile pământești. În lucrurile pământești nu mi-ajunge vremea. Tot vin frații la mine și spune, frate dragul, uite ce mi-a făcut ăsta. O plecat într-o afacere și ăsta l-a ofentat pe cealaltă. L-a rugat un frate care are 8 copii și copil handicapat pe un frate. Frate, du-mă la omul ăla, vreau să fac o afacere să mă ajute. Eu te ajut. Și se duce el și ia afacerea și face el jobul ăla. Și spune, măi, dar predică, ce cu oamenii ăștia? Viclenie pentru a dobândi lucruri materiale. Sau viclenie pentru a dobândi un capital de imagine. În Ieremia 5:27 spune, cum se umple colivia la păsărar, așa ajung ei tari în țară cu viclenie. Așa ca Absalom, știi când venea unul la David, Absalom se ducea, îl strângea în brațe, dacă voia să îi se închine, îl ridica. Nu era decât campanie electorală, măi, oameni buni. Tu ai dreptate, dar cine îți va face ții dreptate? Oh, dacă aș fi eu, când aveți alegeri, poate mă puneți pe mine data viitoare. Dacă aș fi eu, ce aș face? La noi acum e an electoral. Și avem la filială acolo mult de lucru. Două zile a stat dimineață până seară, numai pentru contestații. Că frate nu a fost sincer la alegeri. Și a stat într-o zi de la 9 dimineața până la 5:30 după amiază, a spus, mi-e foame, mi-e sete, rămânez, eu mă duc acasă. Și a doua zi, iarăși tot așa. Dar există un câștig de imagine, dar asta îl faci prin viclenie. La ce ți ajunge? La ce ți ajută, fratele meu? Să fii vicleană cu sora de lângă tine, să fii viclean cu fratele de lângă tine, să capiți, știu eu, o imagine frumoasă, dar tu să fii altfel. Și apoi vin frații lui Iosif, noi suntem oameni de treabă, dar erau vicleni. Viclenia și ea îi elimină pe rivali. Aduceți-vă aminte numărul 25:18, de la dezmățul ăla din Sitim. Domnul spunea că v-au fost vrășmași prin viclenia lor. Că băieții ăia născuți în nisip, fără internet și fără să vadă mașini, așa, băieții ăștia care au călătorit printre dunii din nisip și se jucau de ampușcat-o prin corduri, au văzut Miss Moab, au văzut discotecă, concurs de frumusețe, grătare, fripturi, dansuri moderne. Și Biblia spune că s-au dus și-au luat fete de acolo. Dar a fost o viclenie a moabiților să-i facă pe ăștia să păcătuiască, să-i părăsească Domnul. Că așa i-a învățat Balaam să pună o piatră de poticnire. Dar Domnul a spus, asta e viclenie, asta e viclenie. Prorocul bătrân din Iuda, când a venit și a prorocit la Betel, ăla din Betel a spus, Domnul mi-a trimis, vine la mine și mănâncă. Și pe când mâncați, când n-ai ascultat, trupul tău nu va intra în mormântul părinților tăi. L-o eliminat, elimină rivali în adunare. Eu m-am întâlnit multe de astea și am fost chemat în multe adunări. Frate, Dragoș, așa mi-a întins o cursă, așa de frumos m-a vorbit, m-a chemat la o masă, mi-a făcut niște propuneri, m-a înregistrat, ți-am vorbit și m-a dat la frați. Păi ăștia-s frați, măi, asta e viclenie ca să-i elimini, dar asta nu-i pocăință. Și apoi viclenia mai are ea o motivație
în Matei 25 cu 26, justifică inactivitatea noastră. Că Domnul îi spune la acela cu un pol, mie mi-a fost frică, l-am îngropat, este până aspru, și Domnul îi spune, rău viclean și leneș. Știți, sunt în adunare care au câte un dar de la Domnul și nu-l folosesc, dar găsesc tot felul de scuze. Sunt oameni care ar putea veni joi seara la adunare la Philadelphia, dar nu vin. Și apoi când vorbești cu ei, frate, să vezi că am lucrat de parte, că am avut pană, că n-am avut chef, că... tot felul de viclenii, numai ca să nu lucreze, să nu vină la adunare. Și viclenia unora justifică într-un fel inactivitatea lor. Dar asta nu-i pocăință, fraților. Asta e păcat. Viclenia este un păcat. Mă uit așa peste adunarea Domnului, așa de frumos m-a ascultat și cred că voi sunteți sinceri, nu? Voi joi seara veniți la adunare, că puteți veni. Și nu veniți chiar când nu puteți, nu vă căutați tot felul de scuze. N-am venit din cauza, nu eu cina din cauza lui ăla, nu vin la adunare din cauza aceea, nu mai vin la adunare din cauza aceea. Astea-s viclenii. Și stăpânii au spus, rob, viclean și leneș. Ăștia nu merg în cer. Ăștia rămân la răpiri, rămân la melburi, la judecată. Domnul să ne facă să fim oameni sinceri. Amin? Acum noi facem cunoștință. Am să vă spun și de mine ceva dacă vreți. Eu vreau să-mi spuneți voi, cine sunteți voi? Întreba Iosif. Cine sunteți voi? Și eu spus, suntem oameni de treabă. Ăștia erau și pismași, erau și vicleni, erau și lacomi. Că imediat, cât îmi dai la ismaeliți? Păi 20 de arginți, ia marfa de aici. Și nu vorbesc de lăcomie cât timpul trece. Vreau să fiu ordonat, atâta timp mi s-a dat, atâta predic. Dar eu întreb, sunt lacomi în Melbourne? Aici în adunare este vreun lacom? Eram într-o adunare cu un frate și fratele spune, frate, prima dată am avut de la Domnul descoperire, că la voi un duh de mare lăcomie. Cine e cel mai lacom dintre voi? Și unul se ridică în picioare. Dar ei spune, frate, n-ai înțeles bine, am întrebat cine e cel mai lacom? Nu, cine e cel mai zgârcit? Și ăla s-a ridicat, eu, frate. Băi, cum e să fii zgârcit? Am vorbit la urmă cu el. Și nu a explicat cum e să fii zgârcit. Eu acum aș pune o întrebare, aveți lacom în adunare? Frați lacom, n-aveți, slavă Domnului. Sunteți oameni de treabă. Dar dacă e unul plin de lăcomie, și lăcomia e o predică care am putea o predica, dar nu-mi încape vremea să intrăm în detalii. Dar dacă sunt lacomi, oamenii ăștia nu-s pocăiți. Ei bine, mă apropii de final. Am spus pretenții nejustificate. Cine trăiește în invidie, în viclenie și în lăcomie, nu-i de treabă. Dar când a venit fratele lui Iosif, a pus capul în jos și a spus, noi suntem oameni de treabă. Știți de ce erau oameni de treabă? Că s-au pocăit de toate astea. Și ei fac dovada că s-au pocăit. Când a spus, mai avem un frate mai mic, Beniamin, ăsta acum e preferatul tatălui. Îi în locul lui Iosif la sânul tatălui. Și Iuda spune, când Iosif îi spune, îl opresc pe Beniamin și voi duceți-vă. Oh, să nu văd mâhnirea, nu, băiatul nu poate rămâne. S-o pocăi de invidie. O spus, mă, lasă-l pe Beniamin la sânul lui tata, că e bătrân. Iosif nu mai este, lasă-l, s-o pocăi de invidie. Dar aș vrea să ne pocăim de invidie. Și să nu mai fim invidioși în adunarea Domnului, amin? Apoi s-o pocăi de viclenie. S-au pocăit, că la un moment n-a s-a certat între ei, spune, măi, v-am spus eu să nu-l vindem, de asta ne se întâmplă necazurile, și Iosif îi asculta. S-au pocăit de lăcomie, că Iosif le-a dat grâul și argintul. Și când au venit înapoi, a spus, Doamne, uite, am adus argintul, ce s-a întâmplat, ați greșit voi. Am adus argintul și am adus și altul, nu le mai trebuie argint. Erau așa de pocăiți frații lui Iosif. De ce i-au spus? Noi suntem oameni de treabă. M-aș bucura ca aici să nu fie niciunul plin de pism, adică de invidie. M-aș bucura să nu fie niciun viclean și să nu fie niciun lacom. Și acum la despărțire dați mâna cu mine și te spuneți, frate Dragoș, noi suntem oameni de treabă. Ce mi-a plăcut mie e că Dumnezeu a asigurat cadrul. Așa a mânat Dumnezeu istoria, așa au rotit roata asta istorie, că le-a dat posibilitatea să se pocăiască.
Și am întâlnit oameni care au fost invidioși și am întâlnit care au fost vicleni și lacom. Așa i-a purtat Dumnezeu prin viață până le-a dat posibilitatea să focăiască. Și oamenii ăștia s-au focăit. Și Dumnezeu, pentru fiecare, că sunteți a Lui răscumpărați, îngăduie în viața voastră anumite împrejurări, de fapt El vă dă ocazia să vă pocăiți. Folosiți ocazia asta, amin? Un cuvânt hazliu acolo, o idee așa, care eu am crezut că e o glumă. Iosif era mai marele țării. Toată lumea sproștenea la pământ când îl vedea pe Iosif. Iosif la cu caietul și nota acolo pe tot. Erau coadă ca în vremea lui Ceaușescu la butelii, la noi. Coadă, testăteu la Iosif. Iosif îl împărțea grâul. Era cel mai tare. Fratele lui Iosif a venit din Canaan, din foamete. Cu niște măgari, spunea unul, numărai coastele. Din măgari nu au rămas decât urechile și cozele, ca secel le mergeau. Și când i-a bagat Iosif în cameră, el i-a spus, ne bag aici ca să ne furi măgari. Avea nevoie Iosif de măgari lui, măi. Știi, noi am venit din România, nu să vă furăm măgari, măi, oameni buni. N-avem nevoie de bani în voștri, că suntem bogați. Noi am venit să vă dăm grâu. Și aș vrea să vă dau grâu curat în seara asta. Și aș vrea să vă vorbesc de o pocăință curată, fraților. N-avem nevoie de măgari voștri. Noi avem pâine, avem grâu să vă dăm. Și Dumnezeu le-a primit pocăința. În cetatea aceea care o vedea Ioan coborâsul de din cer, avea niște polți, are niște temelii, are niște ziduri. Și începe Beniam, sau cine, Ruben, Simeon, Iuda, Isahar, Zabulon, Neftali, Gad, Asher, toți sunt acolo. Pe porțile acelea Dumnezeu le-a primit pocăința și i-a trecut la porțile acelea. Dacă cineva nu a fost pocăit și a avut invidie sau viclenie sau răutate, să se pocăiască și numele voastre vor fi scrise în cer. Și când dați mâna cu mine, eu vă cred că sunteți oameni de treabă. Amin.